Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din seria noastră unde mă uit pe playerii de la Overwatch și în caz de playerul respectiv are cheat, încerc să vă arăt ce a greșit și să nu faceți și voi aceleași greșeli. Dar avem o nouă chestie la serie. De acum, dacă văd un codat, o să-i dau că are coduri, deoarece mi-au zis și abonații chestia asta și într-un fel și mie mi se pare cam incorect să aibă cineva cheat și o să-i dau că nu are. Plus că, na, e mai ok așa. Deci, fraților, dacă mai vreți episodul de genul continuare, dați rate și voi un like la acest episod, să strângem 500 de like-uri și haideți să începem. Review evidence! Nice, hai să vedem pe ce mapă jucăm, pe DAS 2, hai, da, zic că e ale tati așa. Ce am zis, mă, DAS 2? Ce face codatul nostru de astăzi? Sau poate nu este codatul, se știe. Hai să mi se încarce și mie mapa și vedem. Ia, că se aud sunete deja. Ok, haideți să vedem codatul. Stați așa, că ați zis băieții thickness 1. Au zis băieții să fac ținta mai groasă ca să vadă. Haideți să vedem dacă tipul ăsta are coduri. Ok, l-au omorât băieții, l-au făcut praf în smoke. Am făcut ținta mai groasă ca să vedeți și voi ținta, pentru că mi-au zis unii băieți că nu văd ținta și am zis o fac mai groasă. Ok, tipul ăsta până acum n-a făcut nimic dubios. Hai să vedem, vin băieții pe long. Toți, oh my god, avem acolo un rush pe long. Și tipul ăsta nu face absolut nimic. Doar schimbă foarte mult armele și se uită așa la pereți. Ia să vedem. Ok. Aia n-a fost obvious că n-a. Haideți să vedem, băieți. Ok. Se duce cu ținta. Cam iese cu ținta prin perete pe ei. Ok, pe ăla-l știe. Oh, wow, ok. Ăsta a fost prefer. Până acum e destul de ciudat. Dar nu o să zic că are hack. Nu o să zic că are hack momentan, până aici sunt 50-50. Au făcut niște faze dubioase rău de tot, dar nu o să-i spun că are hack până acum. Haideți să ne uităm și la runda asta. Au fost niște chestii dubioase, dar nu știu, adică au fost chestii, dar poate au fost bulan, că au fost o rundă, nu au făcut asta fiecare rundă. Ok, haideți să vedem. Se duc toți pe B. Pare că a știut că s-au dus toți pe B, nici nu măcar nu s-a mai uitat pe long. S-a dus direct pe B. Uite, ia. Da, posibil să aibă wall, pentru că nici măcar nu verifică sau ceva, zice, uite. Da, îl știe pe ăsta, are wall. Ce-a făcut, mă, băiatul, mă, și-a băgat aimul cam în blană, frate. Da, l-am prins pe băiat cu mâța în sac, cu codul în CS. Ce să mai are rost să ne uităm? Nici dacă mai are rost să ne uităm. Hai, mai o rundă așa de curiozitate și o să dau la următor Overwatch. Tipul are maxim, frate, are... Uite, și face setările la cod aici. Cred că nu s-a prins, mă, n-am făcut nici... ok, eram cu speed-ul. Mă, m-am crezut că are și speed hack în primii, dar eram cu speed-ul, de fapt. Uite, l-așteaptă, bă, uite cum i s-a rețit. Bă, ești nebun la cap cele două, mă, frate, îi rupe în două, mă, ia fie, că l-așteaptă pe ăsta. Mamă, dar e și păros, frate. Ok, deci, are I'm wall, B-hop n-am văzut, deci... O să-i dau ce are, da? Deci numai gata, nu mai favorizăm cheaterii, pentru că da, și eu sunt cheat, dar la Overwatch și mie mi se dă că am cheat, dacă cineva își dă seama. Deci nu o să iertăm, că așa mi-ați zis voi și așa mi se pare normal. Aim, evident, vision, evident, order, insuficient și griffing, n-am văzut să moare pe cineva, insuficient. Bam! Ok, așteptăm următorul Overwatch, bă, băieți. Și a venit și următorul Overwatch, bă, băieți, care pare destul de scurt, pentru că cred că s-a donatat în 2 secunde pe Lake. Wingman! Oh my god, avem un Overwatch pe Wingman, nu vine să cred, de aia era așa de scurt. Haideți să vedem, bă, băieți, ce se întâmplă aici. Deci avem un Overwatch pe Wingman, ok. Până acum nu pare să aibă aim sau ceva, dar... ok. Ok, are wall. Are wall și nu știu dacă are aim. Hai să vedem dacă are și aim. Deci wall are 100% garantat, 1.000.000%, 5.000.000% wall. Aim nu cred că are, că nu prea pare să-i sară ținta. Hai să vedem dacă are și aim, să-i dăm și pentru aim și închidem overwatch, pentru că e clar de ce să ne uităm dacă are aim. Adică, na, dacă are... I-a dat-o prin ușă, frate. Omul are wall, frate. Cum să ai wall? Deci, frate, deci codaților, frate, nu e ok cu wall. De ce faceți de astea, frate? Ia, se uită prin tavan la el, ești de bun, uite-te, bă, ce de bun e omul, frate. Ia, dar hai să vedem dacă are și aim, ia. Ai aim, frate, uite, lasă orca pe casă. Și-a bătaie și cu el, ia.
Am mai văzut, îi trage, mamă frate, e nebun omul, frate. Uite, nu știu ce să zic dacă are aim, dar well, garantat are. Hai să vedem. Bă, fă și tu aici un aim ceva, frate. Bă, un aim ceva, nu ba și tu, mă, man, mă. Nu știu ce să zic, hai să vedem dacă cum îl omoară pe ălalalt. Dacă îl omoară bine, dacă nu, aia e. Oricum, după runda asta, papa o va lua acesta, ieșim direct, îi dăm pentru el. Na, nu pare să aibă aim, dar are wall garantat. Nice. Hai să mai ne uităm la o rundă totuși, să nu ziceți că îi dau doar așa. Ia, uite-te cum se uită la ții da pe el, nebun. Wow, ok. Aim nu pare să aibă, sincer. Avea un cod doar cu wall sau nu știu, sau nu și-a activat aim. Habar n-am, dar wall chiar nu, adică aim chiar nu pare să aibă, ia. Nu știu ce să zic, aim nu prea pare să aibă. Oricum o să-i dau pentru el, că da, are 100% ăla, hai să vedem. Deci aim e suficient, deși puteam să mai stau să văd, dar hai să zicem așa. Vision, evidence beyond the result. Ce? Ok, deci stai așa, 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 nu, așa și așa. Deci, doar pentru ăla am dat, perfect. Submit verdict. Și așteptăm următorul Overwatch. Fii, frate, te rog, un legitecăr care joacă mai ok, ca să pot să-mi dau și eu cu părerea, frate. Nu doar de ăștia, că ăștia nu-mi plac. Pur și simplu, nu-mi plac ăștia care joacă evident cu cheaturile, frate. Nu-mi plac. Și ultimul overall după jumătate de oră de așteptat, frate. M-am dus, m-am jucat pe telefon, am făcut de toate, mă, bă, jumătate de oră. M-am imperial tot Wingman, bă, ce dracu. De ce mai Wingman, frate? De ce? Why, man? Hai să vedem după jumătate. Și are bani hub și de toate, wow. Wow. Ce tare, frate, am așteptat jumătate de oră pentru un overwatch de ăsta, serios. În care omul are de toate efectiv și îi rupe pe toți și... Nu, uite mă, ce slab e de... Cum să fie așa de slab, frate? Mamă, cât de slab e om, bă, băie, mă... Vine să plâng, băieți. De ce ești așa de slab, doamne? De ce ești așa de slab? Spune-mi și mie, te rog, de ce? Deci, de ce? Ok, deci tipul ăsta e clar. Vă dați și voi seama de ce are hack. Uite, se aruncă în apă, se sinucide, mă. Vă dați și voi seama de ce tipul ăsta are hack. Nu cred că mai e nevoie să vă explic eu de ce. Sau să pun ăsta greșelile în colț. Cred că nici mai pun, nici nu o să mai pun greșelile în colț. Pentru că e evident. Vă dați și voi seama cu ce greșește omul, dar... Omul nici n-a dat prefer, mamă cât de slab e. Nici prefer, nici fiindcă îl și ratează pe ăsta. oarecum mi-am dat seama, wow. Ce slab e omul, frate. Ce slab e omul, mă. Doamne, bă, joci la Wingman cu Exa și pierzi, frate. Deja băga și ăla, fii atent că, nu, oh, nu se lasă omul, fii atent că și ăla și-a băgat. Mamă, e nebun. Și-a băgat și ăla, fii atent. Dar măcar ăla nu-i praf. Ia. Ia dă-mă naibii. Au amândoi? Nu știu dacă au amândoi. Wow, mamă cât de... Ah, e slab oricum. Îi dăm să vedem. Ok. Ia, are aim? Uite, are bunny hop. Deci bunny hop are. Aim nu știu dacă are. Nu pare să aibă aim sau ceva. Hai că vedem acum. Wow. E incredibil omul ăsta. Cum să fie așa de slab și cu hack, frate? Na. Nu știu dacă are. Auci. Ok. Am înțeles treaba, băieți, și-a băgat mare spin. Ia să vedem, măcar e spin sau e... Da. Deci dăm și pentru aim acum. Ia, omoară pe cineva sau nu reușește? Da. Ok, bă, băieți, hai să vedem. Șpoc. Deci de ce dau de numai de overwatch-uri de astea, frate? E incredibil, ok. Evident și griefing insuficient. Submit verde. Da, bă, băieți, am terminat și episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Am un anunț de făcut ca să știți și voi că mă tot întrebați în continuu când postez episoadele. Dacă nu ați observat, am un program pe care îl respect zi de zi și voi încerca de acum încolo să-l respect. Ei bine, programul acela este că în fiecare dimineață la ora 8 voi posta câte un nou episod, indiferent de joc, de CSGO, de alte jocuri sau indiferent de serie, de obvious, de mă rog, apare câte un episod la ora 8. Deci un episod pe zi dimineața la ora 8, ca să știți și voi, programul ăsta va fi respectat și în timpul școlii. Și aș vrea să-mi recomandați alte cituri gratis și cu plată, desigur, în comentarii, pe care aș vrea să le folosesc în episoadele următoare.
și alte idei de serie, adică nu știu, challenge-uri sau alte chestii de astea, aș vrea să văd acolo recomandări în comentarii și dacă vreți să joc și cu cheat-uri pe alte jocuri, nu mă deranjează, adică na. Oricum, băieți, dați și voi acolo un like, să zicem 500 de like-uri, cumpărați Unity dacă vreți, cu codul meu de reducere le aveți în descriere și noi ne vedem data viitoare. Salut!